Cele șapte plânsuri ale Sfântului Efrem Sirul. Plânsul de marți seara. Rugăciuni pe care le rostesc cei ce vor să-și schimbe voia lor, cea plecată către patimi și dezmiertări. Vai mie, în ce fel de desnătăjduire stau, în ce fel de rușine zac! Nu este omul cel din lăuntru, precum este cel văzut. Căci măcar că vorbesc despre sfințenie, cugetarea urâtelor patimi, este în mine ziua și noaptea. Și măcar că ridic în slăvi curățenia prin graiurile mele, totuși, în inima mea, mă gândesc la necurățenie. Vai mie, ce fel de judecată mi este gătită, pentru că numai chip de sfințenie am și nu și putere. Cu ce fală mă voi apropia oare eu, care de atâtea răutăți sunt vinovat, de Domnul Dumnezeul meu, Cel ce-mi cunoaște și cele ascunse ale inimii mele. Mă tem, stând la rugăciune, să nu se pogoare foc din cer și să mă ardă pe mine, precum oarecând pe cei care în pustie, cu foc de la Dumnezeu, Domnul i-a ars. Dar eu ce voi aștepta de la cele ale mele, care cu multă și nemăsurată greutate de păcate sunt înfășurate? S-a înfocat inima mea, s-a schimbat gândul meu cel drept credincios, s-a întunecat mintea mea, de-a pururea mă întorc ca un câine în vărsătura sa. Nu este în mine nicio îndrăzneală către cel ce cearcă inima și rărunchii. Mintea nu-mi este curată și lacrimile îmi lipsesc în rugăciune, căci dacă vreau să suspin, fața mi se apleacă scufundată în rușine. Bate-mi, o Doamne, pieptul care este locaș al patimilor și al gândurilor rele. Slavă ție, Dumnezeule, de bine al sufletelor și trupurilor noastre! Mari și multe sunt îndurările tale peste noi păcătoși, Doamne. Să nu mă lepezi pe mine cu cei ce zic ție, Doamne, Doamne, dar cu inimă nu împlinesc voia ta. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu. Căci tu cunoști, Doamne, patimile cele ascunse întru mine. Tu știi rănile sufletului meu, vindecă-mă, Doamne! Îmi vei zidi casa sufletului la care se ostenesc toți ziditorii, căci mă pregătesc către împotrivirea patimilor. Când mă apuc de luptă însă, atunci reaua meșteșugirea dușmanului îmi slăbește tăria sufletului prin plăceri, și fără să fie nimeni care să mă silească. Ca pe un robit mă trage către ele. Mă sârguiesc să mă zmucesc din zvăpaia care mă arde și din neiscusință, dar împreună cu ea mă scufund. Cert pe cel bolnav, în timp ce eu sunt mai bolnav ca dânsul. Doctor al patimilor vreau să mă fac eu ticălosul. Și iată că eu însumi mă dau lor robit. Luminează-mi, Doamne, ochii inimii, ca să-mi cunosc mulțimea patimilor. Darul tău să umbrească peste mine, Stăpâne. Luminează mintea cea întunecată, sălășluind în mine lumina dumnezeirii, căci ție nimic nu ți este cu neputință. Cine nu mă va plânge pe mine oare, când pentru o mică plăcere
focul cel nestins l-am cumpărat și de împărăția cea veșnică m-am lepădat. M-am robit patimilor, eu ticălosul. Cu slobozenia sufletului meu dobitoc m-am făcut și nu pot să caut către Domnul cel milostiv. Am îngropat în lene darurile stăpânului, cele de viață purtătoare, și am iubit mai mult sărăcia patimilor. Străin m-am făcut de faptele cele bune, în țara depărtată a răutății ducându-mă. Pe jumătate sunt mort, în viață fiind. Plângeți-mă, lucrători înfrânați pe mine, care sunt îndărătnic și îndrăcit cu păcatele și iubitor de dezmierdări. Plângeți-mă cei miluiți pe mine, care l-am amărât pe cel ce m-a miluit. Plângeți-mă cei ce ați iubit cele bune și ați urât cele rele, pe mine care am iubit cele rele și am urât cele bune. Plângeți-mă cei cu viață îmbunătățită pe mine, cel ce numai cu chipul sunt îmbunătățit, dar cu faptele sunt pătimași nebăgători de seamă. Plângeți-mă cei ce bine ați plăcut lui Dumnezeu, pe mine care am plăcut oamenilor. Plângeți-mă cei ce aveți răbdare și aduceți roade prisositoare bisericii Domnului, pe mine cel nerăbdător și neroditor. Plângeți-mă cei fără de rușine și cu îndrăzneală vă rugați la Dumnezeu, pe mine cel ce mă rușinez a căuta la fața Domnului. Plângeți-vă cei ce aveți blândețe pe mine, cel ce sunt străin de blândețe. Plângeți-mă cei smeriți și curați cu inima, pe mine cel îngânfat și mândru și necuvincios. Plângeți-mă cei ce câștigarea apostolilor ați câștigat, pe mine cel îndrăcit, cel ce cu materia sunt îngreunat. Plângeți-mă cei ce aveți în minte pe judecătorul și judecata cea de după moarte, pe mine, cel ce mărturisesc o pomenesc, dar împotriva ei trăiesc. Plângeți-mă, moștenitori împărăției cerurilor, pe mine, moștenitorul ghenei focului. Rugați-vă, sfinții lui Dumnezeu, pentru sufletul meu cel învifurat. Întru ceea ce puteți, sfinții lui Dumnezeu, ajutați-mă, căci știu că dacă veți ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu, toate se vor ierta nouă, pentru noi anul bunătății sale. Și precum Dumnezeu este iubitor de oameni, așa și voi să nu treceți cu vederea rugăciunea mea a păcătosului, căci eu n-am îndrăzneală din pricina multelor mele păcate rele. Lucru vostru este, o sfinței lui Dumnezeu, a vă ruga pentru cei păcătoși, iar la Dumnezeu lucrul este ca pe cei deznădăjduiți să-i miluiască. Rugați-vă vieții pentru cel mort, să trimită Domnul darul său și să oprească alunecarea sufletului meu smerit. Doamne, Stăpâne al tuturor, primește rugăciunea păcătosului, îndulcește sufletul amărât de păcat, împărtășește celui însetat din izvorul vieții și îl povățuiesc în inima ca într-un lanț de fier mie ținută. Să mă întâmpine îndurările tale, Doamne, prin îndurările sfinților tăi,
înainte de a mă trage împreună cu cei ce lucrează, fără de legea. Acolo se vor descoperi cele într-un tuneric și cele într-o lumină, lucrate de mine. Vai mie, ce fel de rușine mă va cuprinde când mă vor vedea osândit pe mine, care mă socotesc acum fără prihană. Lucrarea cea duhovnicească am părăsit-o, eu ticălosul, și patimilor m-am supus. Vai mie, suflete, pentru ce înnegrești soarele cu negura patimilor? Pentru ce nu se risipește negura când vine de față raza? Pentru ce alegem mai curând stricăciunea decât nestricăciunea? Pentru ce ne frământăm cugetul pe pământ cu patimile? Haina cea dumnezeiască am netrebnicit-o și nevrednic de nunta cea împărătească m-am făcut. De bună voie ne-am dăruit păcatelor vrăjmașului și vieții noastre rob ne-am făcut. Ce vei zice, suflete al meu judecătorului, în ziua cea înfricoșată și groaznică? Am flămânzit pentru tine? Am însetat sau gol m-am făcut sau m-am smerit? Te-am iubit pe tine cu tot sufletul meu? Te-am iubit pe tine cu tot sufletul meu? Cu îndrăzneală strigă suflete către Domnul. Primește darul lui tu, cel ce ești slobod. Pentru ce tot amâni întoarcerea când El te cheamă? Pentru ce apuci pierzania și nu mântuirea? Pentru ce nu-ți asculți cugetul cât mai ai încă vreme? Până ce ești domn al gândurilor? Până nu va zăcea în puterea altora binele tău? Până ce mai poți prinde încă darul cu puterea credinței și nu cu îndoiala să te prădezi tu singur? Până când lacrimile tale sunt vestite întoarcerii, întâmpină, stai vitejește împotriva patimilor, luptă cu tărie, cu toată puterea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Aruncă-te cu vitejie asupra lui Goliat, să nu te apuce mai înainte tâlharul, să nu te răpească mai înainte ucigașul, ca nu cumva slujitorii împărăției să te încui afară. Se cuvine să ne temem și cu toată străjuirea să ne păzim. Se cade să nu ne arătăm mincinoși ai mărturisirii noastre. Ca vameșul suspin, ca și desfrânata lăcrimez, ca tâlharul slobozez glas, ca și fiul cel risipitor strig către tine, iubitorule de oameni Hristoase, mântuitorul lumii, lumina cea adevărată. Întărește sufletul meu cel slăbit și robit cu beția dezmierdărilor. Tămăduiește rănile acestea, precum și abaterile minții mele. Spală-mă cu scumpul tău sânge pe mine cel înnegrit, răscumpărător al păcatului. Acum este vremea bine primită. Acum este zi de mântuire. Cu mulțumirea milei tale, întoarce-mă, unule, îndelung răbdătorule, și mă slobozește de toată desfătarea cea dezmierdătoare. Să nu mă ardă cuptorul patimilor, ci cu roa milei tale șterge sufletul meu. Vai mie, că mi-ai dăruit, Doamne, lumina cunoștinței și eu o lepăt netrebnicul. De câte daruri mă mai umpli pe mine păcătosul, stăpâne? Iar eu, ticălosul, sunt nemulțumit și nerecunoscător cu voia. Totdeauna mă îndulcesc cu darul tău,
totdeauna mă întăresc și totdeauna lepăd într-o amărăciune a mea și iar mă schimb. Îmi aduc aminte, prea bunule, de moarte, de muncile cele veșnice, ci mă tragi pe mine totdeauna către viață, să mă mântuiesc, iar eu, în răutatea mea, rămân de-a pururi. Pentru aceasta nu voi avea niciun răspuns acolo. Bați să mi se deschidă ușa milei tale, Doamne. Îngăduie-mi ca rugându-mă să-mi dobândești cererea, că nu fără rușine caut să mă miluiesc, fiind de lung răbdător asupra mea răzvrătitul, și izbăvește-mă de păcatele care m-au înconjurat. Ridică-mă sănătos din adâncul fără de legilor. Slobozește-mă pe mine de tot lucrul cel rău, mai înainte de a mă apuca sfârșitul. Căci în iad cine te va mărturisi pe tine? Albește-mi veșmântul cel întinat, mai înainte de a veni porunca cea înfricoșată și a mă lua nepregătit și nerușinat. Izbăvește-mi sufletul necăjit din gura leului și miluiește-l pe dânsul cu darul și îndurările tale. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Aceste plânsuri să-ți dea putere, să-i faci pe alții citind să spere. Deschide-le ochii să-l vadă, deschide-le și inima să creadă, căci doar atunci vei afla mântuirea, credința, speranța și iubirea. Dumnezeu să ne binecuvânteze!